David de zona de public speaking, treaba aia care ai spus-o foarte, se pare că profundă, să nu vii cu, dacă vrei să emoționezi un discurs, să nu vii cu emoții nerezolvate. Și trebuie să ai închis episodul cumva, să-i fi găsit sensul și să-l poți transmite. Iar pe partea cu non-verbal mi-a plăcut mult ideea asta cu nivelele și că totdeauna trebuie să le vezi și semnificația diferită a nivelelor și ceea ce înseamnă că imaginea așa, să formezi, compozită,